spațiu public. După ce la începutul anului 2016 am avut mai multe întrevederi cu oficiali, experți și oameni de afaceri din Germania, cu care am discutat despre situația din țara noastră, am dat mai multe interviuri în care am lansat declarații dure la adresa guvernării. La aproape un an de la acele declarații am constatat însă că ele au fost îndreptățite și poate pe alocuri pripite. Ca manager cu experiență și specialist în economie, am putut să nu remarc faptul că evoluțiile pozitive cu care au avut loc în acest an este o consecință directă a eforturilor pe care le-a întreprins actualul guvern pentru stabilizarea țării. În acest interval de timp, lucrurile au evoluat mult și au evoluat într-o direcție bună. Republica Moldova a semnat acordul cu Fondul Monetar Internațional. Agenția Moody's a îmbunătățit ratingul de țară de la negativ la stabil. Iar acest lucru înseamnă și țara noastră a devenit mai credibilă în ochii investitorilor. Comisia Europeană a anunțat chiar la începutul acestui an un program de asistență macrofinanciară în valoare de 100 milioane de euro. Au fost făcuți pași importanți pentru reducerea numărului instituțiilor de control și de reducerea birocrației, iar acest lucru a însemnat un mediu de afaceri mai atractiv. Aceste evoluții s-au reflectat în raportul Doing Business al Băncii Mondiale, dar și în activitatea zi cu zi a agenților economici. Și încă un lucru important care a avut loc și care a contat mult pentru mine personal, problemele care au existat la zona economică Rebel în 2015 au fost soluționate. Nu este de mirare, deci, când mai multe companii străine importante au decis să investească în acest an în Republica Moldova circa 100 milioane de euro. E vorba de companiile Drexelmeier, Sumitomo, Gebauer, Coroplast, ale căror investiții anunțate vor crea aproximativ 8.000 locuri de muncă. Sunt discuții avansate și cu alte două companii importante din Germania care doresc să investească în Republica Moldova. Acest proces de transformare în binea țării este unul real, foarte concret și care poate fi constatat cu ochiul liber. Iată de ce consider că acest guvern, fără de care nu ar fi fost posibil lucruri menționate mai devreme, trebuie să lăsați să muncească. O spun nu doar eu, dar și partenerii de dezvoltare, investitorii străini, experți din țară și din afară. Avem nevoie cu toții de o perioadă în care să creștem și să ne dezvoltăm. Iar pentru ca această dezvoltare să poată avea loc, avem nevoie cu toții de stabilitate. Investițiile nu vor veni într-o țară în care nu există predictibilitate și reguli clare pentru business. Aceasta este convingerea mea, sincer, ca om de business și care știe destul de bine rațiunile de care se conduc investitorii atunci când decid să investească în Republica Moldova.